Dar și noi v-am făcut semnul crezut. Dar noi am zis din am așteptat. Au zis transdor și am văzut pastea, au repins de amă. Tot înainte? Dar am văzut că și-a ieșit. Vă salut Cristianu Pașu de la terminal local. Ce-a părut la TV? Scoate capul. Scoate capul. Bagă-o ceva. N-am loc de ce trebuie să fie. Te strici, nu? Păi nu, am vrut să trece și n-am putut. Spuneți-mi, care e motivul pentru care v-am întors de la vamă? Păi motivul oficial care ni s-a comunicat este că nu avem aprobare scrisă de la Ministerul Învățământului din Chișinău să facem știință pe teritoriul Moldovei. Exact aceasta a fost formularea. Mai multe detalii nu ni s-au dat. Da, scopul călătoriei noastre care era? Păi scopul era științific, în special suntem cu studenții de la Facultatea de Geografie din Timișoara să facem o aplicație de teren. Am fost ieri în Cernăuți, la Hotin și astăzi am vrut să trecem Republica Moldova să le arătăm acolo lucruri care ne interesează pe noi. Dar dânșii nu au vrut să comunice și nu ne-au permis să trecem în Republică. Au manifestat o atitudine ostilă? Ostilă aș spune, dar n-au fost agresivi. Ostilă, da. Au pus tot felul de întrebări ironice, că ce aveți de văzut în Republica Moldova, că nu este nimic de văzut, că veniți la vară, că e mai cald, că nu știu ce. Au început să evite așa, sau să provoace niște discuții fără sens. Aveți intenția să faceți un protest oficial pe calea diplomatică? Vom face. Coordonatorii de practică vor face o adresă către Ambasada Republicii Moldova la București și ne vom limita aici pentru că noi vrem să spunem un lucru. Cred că decizia este de undeva de sus sau are un caracter politic. Noi le-am precizat că nu avem niciun scop electoral, politic, noi facem știință și cred că la nivel uman trebuie să păstrăm relații bune. Cum vă numiți? Lucian Brujan. Sunt lector, sunt împreună cu profesorii de la Universitatea de Vest din Timișoara. Eu sunt profesor vizitant în cadrul unui program Erasmus. Cât de mare e grupul? Cât e? 50 de persoane. Spuneți-mi, vi s-a reproșat ceva ca șofer? Nu, nu s-a reproșat nimic. Deci toate actele sunt în regulă, din partea firmei toate au fost în regulă, nu a fost nimic să fie în regulă. Vi s-a mai întâmplat să se întâmple astfel de chestii? Nu, niciodată. Nu, e și primul caz la vamă, din câte ne-au spus. Primul caz la vamă, care... Deci au vameși și ne-au spus că au mai fost, au trecut autocare săptămâna trecută, dar nu le-au întors înapoi. Deci eu zic că la ei e primul caz. Cum vorbești? Brumă Cristian.
arată rău, nu?